După o săptămână de la ieșirea din vacanța intersemestrială, în perioada 18-20 februarie va avea loc simularea evaluării naționale pentru elevii de clasa 8-a. Simularea examenului de bacalaureat, la care vor participa în premieră și elevii de clasa 11-a, se va derula între 3 și 7 martie. Vor fi subiecte pe tipologia celor de la bacalaureat și nu fac altceva decât să reflecte realitatea, desigur, la momentul acesta. În ceea ce privește simularea elevilor de clasa 11-a, e adevărat, este o premieră. Ei vor susține decât două probe la română și proba de profil. Evaluările vor fi organizate în două sesiuni, a doua fiind rezervate elevilor care au absentat din motive întemeiate la prima examinare. În luna mai, în perioada 17-30, elevii din clasa a 12-a, respectiv a 13-a, care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale sau care participă la Olimpiade Internaționale în 2014, vor susține bacalaureatul într-o sesiune specială. Notele obținute de elevi la aceste testări nu vor fi trecute în catalog. Elevii claselor a 11-a sunt de părere că această testare precoce îi va mobiliza și îi va ajuta să-și cunoască din timp potențialul. Cât de pregătită ești tu pentru această simulare? Păi, deocamdată nu știu exact nivelul, dar cred că voi afla atunci. Întotdeauna e loc de mai bine. Te va încuraja sau te va descuraja dacă vei obține o notă mică? Din moment ce sunt cu mult timp înainte de bacalaureat, mă va încuraja să mă pregătesc mai bine. Binevenite și te pregătești într-un fel pentru venirea bacalaureatului și cu ocazia asta ești conștient de ce poți să faci. Crezi că în felul ăsta te va responsabiliza mai bine? Adică dacă vei lua 2 la simulare, vei fi conștientă și vei pune mâna pe învățat? Da, normal. Dar nu o să stai să aștepți până în ultimul moment. Crezi că te vei descurca? Da, dacă te pregătești de ajuns de bine, vezi la mai mult la o materie, e mai puțin la cealaltă. Probele din prima sesiune de bacalaureat vor fi susținute de absolvenții claselor a 12-a în perioada 10 iunie-7 iulie. Cursurile pentru cei care termină liceul în 2014 se încheie în 30 mai. Elevii din celelalte clase vor intra în vacanța de vară în 21 iunie, iar anul școlar 2014-2015 va începe în 14 septembrie.